Salutare și bine ați venit la un nou episod din Cărți și Alina, varianta mai deosebită, cu puțină răceală, care nu e răceală, dar ar putea fi răceală pentru că am nasul înfundat, dar doar pe o parte și nu întotdeauna aceeași parte, pentru că se schimbă. Dar iau pastile pentru asta, deci mă tratez. Și astăzi avem un episod incendiar, așa cum vă spuneam, nu pentru că o să-mi dau foc, deși poate unii dintre voi și-ar dori acest lucru, cred că glumesc, dar nu sunt sigură nici de lucrul ăsta, pentru că am probleme psihice în ultima perioadă, probabil din cauza tratamentului, altor probleme de sănătate sau a oboselii. Cred că cel mai probabil problema asta în oboseală, nu reușesc niciodată să dorm suficient. Dar mai lăsăm totuși problemele mele la o parte și, cum spuneam, un episod incendiar. De ce? Pentru că astăzi vom vorbi împreună cu Victor și Livia de pe canalul Cărțile lui Victor. Dacă mă fac de râs, că nu mai știu cum se numește canalul. Da, am căutat, știu, este absolut penibil. Îmi pare rău, Victor, dar nu sunt eu zilele astea, cred. Da, deci nu am greșit, era într-adevăr canalul Cărțile lui Victor. Care este toată ideea cu această colaborare, pe care nu știu dacă o să o numesc neapărat colaborare, pentru că nu știu cât de colaborare, adică este o colaborare, dar nu este la modul ăla clasic. Este un fel de body read, în sensul că eu, Victor, body read, nu știu cum să zic. Da. Mă gândeam la body. Nu, ne-am citit corpurile. Dar hai să zicem citit în grup, ca să fie cu o altă tentă. Am citit în grup cartea Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Victor a venit cu propunerea să o citim împreună săptămâna trecută. Eu am recitit-o. Nu știu dacă au recitit-o și ei sau dacă au citit-o pentru prima dată. Am impresia că au citit-o pentru prima dată Victor și cu Livia. Trebuia să citească și Matei, dar Matei este rebel. Și așa că am citit-o doar eu, rămânând ca Matei să vină eventual cu comentarii pe lângă la punct. Propriu. În jur. În jurul cărții, nu înjurăm aici pe canal. Da. Despre ce este vorba? Înainte să încep să vă explic despre ce este vorba, trebuie să vă zic despre ce este vorba cu colaborarea. Eu voi face prima parte a clipului, iar Victor și Livia vor face a doua parte a clipului, care constă într-o recenzie, cum să zic, bineînțeles a lor, mult mai amănunțită decât a mea, în sensul că eu îi voi lua doar partea simplă de acțiune, personaje și să vă zic așa în mare, să setez cadrul cum ar fi pentru ceea ce urmează să facă ei pe canalul lor. Trebuie să vă las și un link în descriere către clipul lor. Scopul colaborării cred că este în principal de a mai, nu știu, cel puțin pentru mine, scopul colaborării ăsteia este de a promova totuși canalul lui Victor, pentru că oamenii chiar fac acolo o treabă excelentă și mi se pare că e foarte mare păcat să n-ajungă la mai multă lume niște clipuri care într-adevăr sunt muncite. Deci oamenii ăștia chiar muncesc foarte mult pentru clipurile alea, având în vedere cât se documentează și cât de pline de informație sunt. Deci dacă vreți să vedeți și mai amănunțit, pentru că de fapt despre asta este vorba, partea întâi este aici, partea a doua este la ei pe canal. Cred că s-a înțeles. Este un literar. Da, vor să facă o parte mai de critică, ceva un pic mai complex, care oricum se leagă bineînțeles tot de cartea asta și trebuie urmărit cum ar veni după ce facem noi aici. Deci despre ce este vorba? Ne întâlnim cu personajul principal al acestei cărți, pe care îl cheamă Guy Montag. El era pompier de meserie undeva într-un oraș din viitor al Americii. Dacă este menționat, îmi pare rău, dar nu l-am reținut. Totuși, tind să cred că nu este menționat. Oricum, n-are importanță. Se vrea, în principal, să descrie exact mediul din viitor în care se petrece acțiunea. Și ce aflăm? Omul era pompier, numai că, spre deosebire de meseria de pompier pe care o cunoaștem noi în zilele noastre, el, în loc să oprească incendii, să se răspândească și să le stingă, el trebuia să le provoace. Deși toate casele din viitor erau ignifuge, adică nu luau foc, pentru că oamenii avansaseră tehnologic atât de mult încât să se ajungă la această minunată proprietate a caselor, să devină neparzibile, mă rog, ignifuge. Deci ăștia ardeau și ardeau în principal cărți.
De ce? Pentru că erau interzise. De ce erau interzise? Aș putea să vă zic, deși poate că la un moment dat o să vă dau un mic spoiler în legătură cu cartea, dar nu cred că este așa o problemă. De ce le ardeau? De ce erau interzise? Pentru că făceau oamenii nefericiți. De ce sunt oamenii nefericiți? Pentru că gândesc prea mult. Nu vă sună familiar? Mie da. Întorcându-ne la subiectul nostru și la început, de fapt, aflăm că Guy Montag este pompier și că este foarte fericit cu viața lui de pompier, cu soția lui, în casa lui minunată din viitor, în care pereții nu mai sunt doar pereți, ci sunt transformați în ecrane gigantice de televiziune, în care televiziunea, mă rog, și ea foarte evoluată, îți oferă unchi, mătuși și alte rude. Îți oferă o familie, o familie virtuală care stă, vorbește cu tine, te distrează, îți oferă tot felul de programe de circ și nu numai, care să-ți ocupe tot timpul. Foarte interesant este că, și chiar vreau să vă zic asta de început, foarte interesant este că deși la începutul Africa Montag este foarte fericit cu viața lui, ceva foarte interesant se întâmplă, întâlnește o fetiță de 17 ani, o adolescentă de 17 ani, care începe să-i pună tot felul de întrebări banale, probabil pentru noi în zilele noastre, dar total ieșite din comun pentru societatea asta americană din viitor, întrebări care îl pun pe gânduri pe Montag în legătură cu propria sa viață, începe să își pună întrebări dacă este într-adevăr fericit sau nu și se gândească la niște lucruri la care, în mod normal, nu s-ar fi gândit. Bineînțeles, în prima seară, în prima parte a cărții, ajunge acasă, ce să vezi, soția lui tocmai dormea în pat separat de al lui, dar nu dormea, era cam aproape de moarte, pentru că luase o mare cutie de somnifere. Și la fel de rapid aflăm în momentul în care vin oamenii să-i scoată sângele din ea, să-i bage altul, cu niște aparate, bineînțeles, mult mai evoluate decât ce avem noi în zilele noastre. Aflăm că, de fapt, toată starea asta de depresie era neconștientizată de... Mă rog, eu vreau să generalizez acum, pentru că oricum asta afli și mai târziu în carte. Era o stare de depresie generală în tot orașul și nu numai. Oamenii nu erau conștienți de ea, dacă se poate, dacă există. Nici nu știu cum să vă explic, este foarte, foarte dubioasă treaba asta. Oamenii erau nefericiți, nu știau de ce sunt nefericiți și se prefăceau că sunt fericiți. Nu prea am mare chestie să vă spun decât că, adică despre acțiune nu mai am foarte multe să vă spun pentru că vă stric cartea, dar aș putea continua cu partea în care... După ce începe să fie el deranjat de toate, deranjat nu neapărat în sensul de vai ce deranjat sunt total scârbit, ci deranjat în sensul că își ieșise din starea lui de confort. El fiind măcinat de multe întrebări, într-o seară când trebuia să-și facă pur și simplu treaba la serviciu, adică se ducă să dea foc unei mari grămezi de cărți din casa unei femei, această femeie rostește niște cuvinte cu tâlc, o să înțelegeți după ce o să citiți cartea de ce spun asta, și își dă foc înainte ca pompierii să o poată scoate din casă și de a o salva și de a prinde chiar ei focul. Deci ea și-a dat foc singur împreună cu casa și cu cărțile. Și chestia asta provoacă un șoc în mintea lui Montag. Înainte să se întâmple treaba asta cu incendiu, pot să vă mai spun că ce a fost total neobișnuit și pentru mine reprezintă intriga cărții, Montag fură o carte. Fură o carte din casa femeii în speranța că toate răspunsurile la întrebările ce îl macină de ceva vreme se vor afla măcar parțial sau cumva în cartea pe care a furat-o. Chiar vrea să afle ce naiba se află în cărțile astea, de tot trebuie să le dea foc și atât. Și să le dea foc. Urmează să se întâmple tot felul de lucruri foarte interesante, să ne întâlnim cu tot felul de personaje și de gadgeturi. Nu știu cum să zic, pot să numesc un câine cu 6 picioare gadget? Era robotic. Și ceva de genul, tot felul de invenții interesante. Chiar țin minte că acum 4 ani, când am citit prima dată cartea, am căutat mai multe review-uri pe internet. Pe atunci nu aveam canal de YouTube, așa că mă uitam și eu la alții. Și nu mai știu exact unde am găsit o informație cum că Ray Bradbury, înaintea timpului său, descrie căștile wireless în cartea asta.
le descrie sub forma unor scoici pe care le băgau în ureche sau sub forma unui glonț băgat în ureche prin care se putea comunica, ăla deja este, cum naiba zice, zici că e wireless de la pentru telefon, știi? Numai așa, hands-free, mă scuzați, eu nu sunt foarte technological maniac sau nici măcar, mă rog. Mi se pare că mai sunt niște invenții, numai că în momentul ăsta chiar nu mi le amintesc. Dar, mă rog, nu mai are sens să mai continui cu acțiunea pentru că, așa cum am zis, vă stric cartea. Ce mi-a plăcut la cartea asta este că, deși eu am citit-o a doua oară, m-a prins din nou la fel de tare ca și prima dată când am citit-o, mai ales că și uitați cum se termină, asta mi-a plăcut că am uitat și că m-a putut să mă surprindă din nou. Ce mi-a mai plăcut iar față de prima dată a fost că este foarte actuală. Mi se pare că este mai actuală acum decât era acum 4 ani. Și acum 4 ani era foarte potrivită timpurilor pe care le trăim noi acum, cartea fiind scrisă în anii 50, nu mai știu exact, cred că 53. Dar acum, chiar în contextul actual, mi se pare că este extrem de potrivită, mai ales în contextul actual în care minoritățile au prins glas și în contextul actual în care majoritățile nu mai contează parcă atât de mult față de cum contează minoritățile. Asta apropo de globalizare, internet și alte lucruri. Deci, nu știu cât de împreună ne mai aduce tehnologia, cât poate că mai mult ne separă. Asta este o concluzie pe care cartea asta pentru mine a tras-o. Asta am tras eu din cartea asta. Mă rog, și ce mi-a mai plăcut? Ca personaj mi-a plăcut Guy Montag, așa-l chema. Mi-a plăcut că a încercat să-și depășească condiția și că a încercat să facă ceva about it. Și că, deși nu ar fi avut, nu știu, nicio șansă să facă ceva, pentru că contextul era atât de negru încât cred că orice om normal pus în postura lui poate că n-ar fi făcut nimic, el totuși nu și-a pierdut speranța și a mers înainte cu tot ce și-a propus și a mers pe instinct și pe tot. Mi-a plăcut că a fost plină de acțiune și că nu m-a plictisit absolut deloc și îmi place felul în care scrie Ray Bradbury. Cred că dacă ar fi să mai citesc o dată, aș citi-o în engleză, pentru că am observat citind Something Wicked This Way Comes, tot de la el, am observat că are o anumită melodicitate în scris. Deși poate că asta ar fi fost mult mai potrivit să spun despre niște poezii, totuși are un anumit fel de a scrie foarte, foarte frumos și melodios, care mie îmi place foarte mult. Traducerea a fost destul de bună, vă recomand, mi se pare chiar mai ok decât ce am citit eu acum 4 ani, în sensul că eu atunci am citit o ediție mai veche, ce era electronică, luată de pe net, nu e așa, suntem toți niște infractori, dar iată, o am și fizic. Și da, chiar m-a prins foarte mult. Îmi place autorul ăsta, am mai spus la un moment dat, cred că chiar în episodul trecut, că am de gând să fac un episod numai despre el și ce alte cărți am mai scris. Așa că îmi pare rău dacă nu o să vă zic foarte multe cuvinte despre el, decât că este genial. Și cărțile lui par să aibă, într-adevăr, cum mi-a mai zis cineva la un moment dat, mai multe înțelesuri. Nu se axează pe strict, deci nu tragi o singură învățătură din cărțile lui, implicit din cartea asta, ci tragi mai multe, ai mai multe idei și așa cum Montag este răscolit la începutul cărții de tânăra de 17 ani, la fel ajungi și tu pe parcursul cărții să devii răscolit de tot felul de întrebări și să fii poate puțin uimit și surprins de niște realități pe care el ți le descrie în 1953 și care ne sunt nouă contemporane. Și nu mai contemporane, se întâmplă chiar acum. Ce nu mi-a plăcut? Nu știu dacă există ceva să nu fi plăcut. Mie chiar mi-a plăcut foarte mult cartea asta. Nu, chiar nu, în momentul ăsta nu-i găsesc cusuri. Poate că ce mi-ar fi plăcut ar fi fost să continue. Aș fi vrut foarte mult să văd ce se întâmplă după final, pentru că vreau să văd dacă până la urmă nu știu cum să zic să nu le stric finalul. Vreau să văd, aș fi vrut să văd dacă este un
dacă e la fel de optimist viitorul pe cât l-am simțit eu în finalul acestei cărți, viitorul din societatea de aici. Ce-mi place este că omul ăsta, Ray Bradbury, adică a fost așa un fel de profet science fiction, având în vedere vremurile în care trăim și pe care le trăim. Și nu cred că mai am ce să spun interesant despre cartea asta, decât că urmează să mergeți acum, sper, pe canalul lui Victor, la cărțile lui Victor, să vedeți ce fel mai dezvoltă el și Livia subiectul cărții, pentru că, credeți-mă, are ce să spun, având în vedere câtă substanță găsești în atât de puține pagini. Până data viitoare, vă salut!